Salutare și bine v-am la un nou episod. Haideți să facem un tutorial cum să ajungi de la sweat la bani reali. Noi astăzi o să ne folosim de exchange-uri de cripto, o să vindem niște sweat pe un exchange, după banii aceia USDT-ul o să-l transferăm pe un exchange mai mare, cum ar fi Binance Crypto.com sau Coinbase și de acolo o să-i punem pe card. Cam asta este modalitatea de astăzi. Haideți să începem. Deci, în primul rând suntem pe Sweat Wallet, da, sunt probleme, nu apare tot sweat-ul. nu se pune, nu se pune sweat pentru pașii pe care am făcut astăzi, nu s-a pus sweat pentru pașii făcuți ieri. Într-adevăr, sunt probleme, cei de la Sweatcoin au recunoscut și au zis că o să se primească sweatul din urmă și se rezolvă toate. E oarecum normal să fie niște probleme, dat fiind faptul că au lansat către milioane de persoane și e greu să faci să fie totul perfect din prima. Înțelegem, avem răbdare și vedem ce se întâmplă mai departe. Bun, deci noi vrem să facem swetul în bani reale. O să apăsăm transfer. Send. și aici o să avem nevoie să ne facem cont pe un exchange din acesta mai mic. Voi puteți să vă faceți pe KuCoin, pe OKX pe care vreți voi. Eu am ales Bybit, o să vă las link în descriere dacă doriți, găsiți și aplicație, găsiți aplicația pe App Store și pe Google Play. Uh, mie mi-a plăcut mai mult că nu mi-a cerut uh, KYC din prima și nu știu, cred că, nu știu dacă se cere deloc KYC pe aplicația aceasta. În fine, uh, o să trebuiască să vă descărcați, o să vă faceți cont, o să vă verificați contul cu e-mail, da? o să primiți cod pe e-mail, verificați foarte rapid și frumos. De asemenea, o să trebuiască să vă faceți... Uh, Authenticator. O să vă trebuiască să vă puneți autentificare în dublu pași pentru Bybit ca să fie ei siguri că nu vă intre nimeni pe cont și vă fură banii. Toate chestiile astea sunt extrem de simplu de realizat și durează în 3 minute. În fine, hai să depunem în primul rând, ok? Ca să depui, te duci la Assets, Deposit și selectăm ce criptomonedă vrem să depunem, în cazul nostru Sweatcoin. Foarte cel mai important lucru să selectăm aici NIR, ok, nu ERC20, NIR, deci wallet adresul să fie de la NIR, apăsăm copy, dacă trimitem de exemplu pe ERC20 o să pierdem fondurile, deci... Mare, mare atenție. După ne ducem înapoi pe Sweat Wallet și aici la Send o să introducem adresa noastră de Bybit. O să o găsească, o să apăsăm Continue, o să selectăm ce fonduri vrem să trimitem, după o să apăsăm Continue și o să dăm așa slide și o să se trimită fondurile. Se poate vedea că am trimis adineauri Sweat de două ori, chiar a mers fără absolut nicio problemă. Iar acum trebuie să vindem acest Sweat pentru USD ca să-l putem transfera de exemplu pe alt exchange. Ca să facem asta o să ne ducem la trade, apăsăm aici și căutăm sweat coin, sweat USDT și o să ne ducem la sell, ok? Pentru că noi vrem să vindem sweat și să primim USDT pe el, o să apăsăm, o să selectăm de aici de sliderul acesta o să-l dăm la maxim sau jumătate sau cât sweat vrem noi să vindem pentru USDT și apăsăm butonul acesta mare și roșu sell sweat și astfel vă puteți vinde sweatul pentru USDT. La următorul pas o să retragem acest USDT, deci o să apăsăm withdraw sau dacă nu vrem să retragem USDT-ul putem să cumpărăm nu știu Bitcoin de exemplu dacă vrem cu USDT sau nu știu. Ethereum, Solana, ce vrem noi și să transferăm, da, putem Solana, de exemplu, dacă vrem să trimitem Solana, poate mai ușor, dar în fine, noi o să transferăm USDT, apăsăm Withdraw, ce vrem să retragem? USDT, corect, acum avem nevoie de o adresă de USDT de pe un exchange mai mare, crypto Com, Binance, Coinbase, ce doriți voi, eu o să folosesc Crypto.com, o să selectez Deposit, selectez că vreau să depozitez Crypto, corect, Tether și o să selectez rețeaua de aici de sus. Uh, hai să zicem că vreau să depozitez pe Solana, că îmi place mie Solana, copiez această adresă și mă duc înapoi pe Bybit. Aici o să selectez, permiteți lipirea, ce network. Deci eu am ales pe crypto.com networkul uh, Solana, țineți minte, da, când eram aici foarte, foarte important networkul să fie același. Înapoi pe Bybit o să selectăm tot USDT-ul pe care vreau să îl trimit și o să apăs mai jos withdraw cu o taxă de 0.8 USDT. O să-mi ceară codul de pe e-mail, codul de pe aplicație de dublă verificare și cam aia este banii, îi avem pe crypto.com iar de acolo foarte foarte simplu banii pot fi transferați în fiat și puși pe un card din acesta ori pot fi retrași pe un revolut de exemplu lucru pe care l-am făcut eu destul de curând. Cam asta ar fi modalitatea în momentul de față sunt sigur că pentru cei familiarizați cu cripto e floare la ureche desigur ar mai fi modalitatea aia să vin sweatcoin direct către alte persoane în interiorul aplicației și să te plătească pe PayPal, deși o modalitate extraordinar de riscantă, aveți grijă de voi, aveți grijă de banii voștri. Dacă aveți întrebări, vă aștept mai jos în secțiunea de comentarii. Luați-vă acțiunea gratuită pe Trading 212, poate să valoreze până la 100 de euro, codul promoțional Paul și ne vedem la următoarele videoclipuri. Salut!